Nerăbdători să vină primăvara, tinerii dornici de adrenalină au ignorat data din calendar și s-au aventurat în râul Galbenul din Baia de Fier. S-au scăldat în apa rece, iar cei mai curajoși au renunțat și la costumele de neopren care îi protejau. A fost foarte frig în apă, dar senzația e minunată. Te-ai obișnuit repede? Nu, am ieșit de câteva ore afară, am intrat iar, dar nu m-am lăsat bătută. Așa întâmpinați primăvara, prima zi mai călduroasă? Da, așa o întâmpinam. Astăzi a fost mai cald puțin, am profitat de soare. Cum a fost în apă? Foarte bine. Te-ai și aruncat de câteva ori? Da, de două ori. Care-i senzația? Una, nu știu cum să vă explic. Te-ai obișnuit repede cu apă? Da, n-a fost chiar atât de rece pe cât mă așteptam. E prima experiență de acest gen? Nu, am mai făcut-o de câteva ori. Tinerii sunt membri ai clubului montan White Wolf din Baia de Fier și sunt obișnuiți cu astfel de antrenamente. Face parte din programul nostru de pregătire a clubului. Pe de altă parte, ținând cont că o parte din activități le desfășurăm iarna, automat copiii vor trebui să fie pregătiți pentru eventuale treceri, forțări de râuri. Apa este undeva în jur de 3-4 grade. Nici afară nu este temperatura foarte, foarte ridicată, deci undeva la un 6-7 grade din ce am văzut până acum, dar este ideal. Cu puțin soare și aer curat, trece mai ușor peste această zonă. Echipamentul este foarte important pentru o astfel de aventură. Ce mai important, cred că sunt botoșii de neopren, pentru că degetele la picioare au de suferit, plus pietrele de pe râu care fac... mai îngreunată circulația. Pe de altă parte, pentru fete recomandăm, chiar dacă se simt confortabil, să-și iau un costum de neopren pe ele, pentru că totuși temperatura este destul de joasă. Temerarii au profitat de experiență și au făcut și o ședință foto în apă.